Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre găina de mătase japoneză. Înainte să începem, vreau să recomand celor pasionați de teraristică un canal extrem de interesant unde veți întâlni numeroși șerpi exotici, dar și șopârle sau reptile, precum și păsări sau alte animale. Alexandru Fota, administratorul canalului, un mare pasionat de teraristică, vă așteaptă pe Facebook și pe canalul său de YouTube, intitulat Din Terariu, unde ne explică cum să creștem și să hrănim aceste animale. Găina de mătase japoneză face parte din familia Phasianidae. Originea exactă a găinii de mătase japoneză nu s-a putut localiza. Diverse surse plasează această găină în China antică, în special, dar și în India, Japonia, Java, iar de-a lungul timpului s-a răspândit și în Statele Unite și Europa. Mai este cunoscută cu denumirea în limba engleză Silkie. În Europa, primele mențiuni despre această găină sunt făcute de către Marco Polo în secolul XIII. Se consideră că acesta ar fi cel care a dus găina pe continentul nostru, pe lungul drum al mătăsii. Familia imperială a Japoniei a fost fascinată de această pasăre a contrastelor. Cu un aspect neobișnuit, având dimensiuni mici și culori variate, această găină lipsită de pene și acoperită aproape în totalitate de un puf mătăsos a primit un nume sugestiv, mătase japoneză. Sunt considerate de multe ori un fel de bibelou de porțelan al lumii galinaceelor. Și asta nu pentru că ar fi fragile, ci pentru că aspectul lor le conferă o delicatețe aparte. Tot corpul, inclusiv picioarele, le sunt acoperite de puf. În cazul femelelor, moțul este proeminent, aproape că le acoperă ochii. Rasa mătase japoneză are mai multe varietăți de culoare: albă, neagră, galbenă, albastră, gri argintie sau roșie. O caracteristică unică în lumea galinaceelor este că găinile din rasa mătase japoneză prezintă 5 gheare în loc de 4. O altă caracteristică deosebită este că au pielea și carnea neagră cu reflexe albăstrii, semănând foarte mult din acest punct de vedere cu găinile negre a Yamchemanii. Este o pasăre de curte decorativă cu o înfățișare exotică de dimensiuni mici. Au o greutate la maturitate între 1,1 și 1,7 kg. Sunt crescute atât pentru aspect, dar și pentru consum, carnea lor neagră fiind numită și caviar și este apreciată în restaurantele de lux din întreaga lume. Carnea are calități organoleptice deosebite, fiind considerată o veritabilă delicatesă. La această rasă, nu doar carnea este de culoare neagră, ci și pielea, organele și oasele. Aspectul fizic este aparte, caracterizat de aspectul mătăsos la atingere, puf, asemănător cu cel al iepurilor. Datorită conformației penelor, găina de mătase japoneză are un zbor greoi. Penajul lor mătăsos nu este atât de hidrofob ca la restul găinilor, de aceea trebuie ferită de ploi și umezeală. În cazul în care găina își va uda moțul sau penele, există riscul apariției unor boli. La această rasă se pot întâlni și exemplare bărboase, ce prezintă zmocuri de pene la urechi și bărbie. Găinile de mătase japoneză au o producție pe an între 50 și 120 de ouă. Ouăle sunt de mărime mijlocie, între 35 și 45 de grame, cu proporție mai mare de gălbenuș și au un conținut scăzut de colesterol, asemănător cu oul de prepeliță. Un mare avantaj al găinilor de mătase este faptul că nu își sistează ouatul iarna, așa cum fac celelalte găini. Japonezii cresc aceste găini și pentru puful lor, care este la mare preț pentru producătorii de haine. Temperatura din adăpost pe timpul iernii ar trebui să fie de aproximativ 13-14 grade Celsius și să nu scadă sub 10 grade, deoarece acest lucru influențează nu doar sănătatea păsărilor, ci și producția de ouă. Unii crescători fac eforturi serioase pentru a le crește, mai ales că participă cu ele la diferite concursuri naționale și internaționale dedicate galinaceelor. Sunt niște păsări docile care pot fără probleme să se transforme într-un animal de companie plăcut. Au un instinct foarte dezvoltat pentru clocit, chiar și pentru ouă de la alte păsări de curte, precum prepelițele sau rațele. De multe ori, cad cloști foarte repede și din cauza instinctului matern dezvoltat, aproape că nu se va mai ridica de pe cuib. De aceea, ele trebuiesc supravegheate pentru a nu se deshidrata. Găinile japoneze ajung la maturitate începând cu vârsta de 10 luni până la un an. Pot face ouă începând cu 6 luni, iar cocoșii pot fi auziți cântând și de la 3-4 luni. Au o durată de viață între 8 și 9 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!